Mașina de curse cu care Victor Ponta și pilotul Titi Aur participau la raliul Sibiului a ajuns în serviciu din cauza unei probleme tehnice, așa că premierul a urmărit de pe margine super speciala de slalom din cartierul Strand. Până la urmă, defecțiunea a fost remediată, iar Victor Ponta și Titi Aur au putut continua probele speciale prevăzute în programul raliului. Premierul a declarat vineri, după prima probă a raliului Sibiului, că a avut emoții. Cu emoții, că n-am mai fost de un an și ceva în mașină, n-am mai dictat de un an și ceva, dar sunt cu profesorul meu, cu Titi Aur, și nu m-am făcut de râs. Victor Ponta a mai spus că nu a avut parte de peripeții pe traseu și că raliul Sibiului este una dintre cele mai frumoase competiții de acest gen din Europa.